Teatru Forum o să vi se explice ce aveți de făcut, pentru că și voi o să deveniți actori. Deci este vorba despre o formă de teatru interactivă, se numește Teatru Opresaților. Este de curând introdusă la noi în țară, de vreo 10 ani, nu mai mult. Nu este un teatru pentru profesioniști, este un teatru care se adresează tuturor, în care intervenim să schimbăm, să rezolvăm niște probleme. Intervenim pe scenă să rezolvăm niște probleme și în felul acesta vom învăța cum să intervenim în viață să rezolvăm niște probleme. Deci o să vi se explice ce aveți de făcut. Deci va trebui să vedeți cu foarte mare atenție prima parte, deci o să jucăm piesa odată, după care voi vă gândiți care personaj n-a procedat bine și jucăm încă o dată și încercați voi să intrați pe scenă în locul personajelor respective și să dați replica aceea care trebuie dată pentru a rezolva problemele care se nasc acolo. Ați înțeles? Deci va trebui să fiți atenți și să vedeți unde nu este bine, pentru că lucrurile trebuie rezolvate. Și în viață, în felul ăsta, învățăm să luăm atitudine în viață. Ăsta este scopul educativ al proiectului, da? Vreau să vă spun că este un proiect finanțat prin grandurile Spațiului Economic European 2009-2014, în cadrul programului Fond ONG în România. Și noi am avut bucuria de a fi evaluați pozitiv și de a primi un grant în cadrul acestui proiect. Da? Deci, vom începe piesa. Da? Deci o să avem o piesă de teatru. Treceți pe scenă. O să avem o piesă de teatru Forum, da? După care o să avem teatru Statuie. Și acolo va trebui să intrați și statuia care este, deci imaginea în statuie este aceea că nu sunt respectate un anumit drept, da, în Declarația Universală a Drepturilor Omului, și voi interveni și schimba statuia. Ne-am înțeles? Dar întâi începem cu Teatru Forum, să nu ne încurcăm. Le urăm succes micilor noștri actori. Bună ziua și bine v-am găsit! În cadrul proiectului Teatru și Viața, finanțat din granturile Spațiului Economic European 2009-2014, prin programul Fond ONG România, sunt promovate drepturile omului și valorile democratice prin Teatrul Opresaților. Astfel, Asociația pentru Dialog Intercultural, în parteneriat cu liceii din Curtea de Argeș și București, vor vă prezenta o piesă de teatru Forum, Pop Dance. După cum știți, Teatrul Opresaților este o formă de teatru interactiv, care lasă publicul să intervină devenind astfel actor. Ca forma teatrului opresaților, Teatrul Forum ocupă un loc foarte important, deoarece își dorește să discute și să rezolve probleme ale societății în care trăim. În piesa pe care o vom prezenta sunt subliniate probleme dureroase ale noastre, ale tuturor, și dorim să găsim soluții, cele mai bune soluții. Teatrul Forum are niște reguli. În primul rând va fi prezentată întreaga piesă, după care noi o vom relua. Iar dumneavoastră puteți interveni, găsind cele mai eficiente abordări și veți rezolva probleme. Vă urez funcționare de lucru. În altă țară, ești în altă lume, aici ești liberă, iar șaria, legea voastră islamică,
e departe, în urma ta. Aici femeile sunt egale cu bărbații. Au aceleași drepturi. Știu, Alex, dar nu e chiar așa, voi nu înțelegeți, pentru că nouă ne-i foarte greu să ne adaptăm. Ce au dreptat? Începe pentru când? Alex, chiar nu cred că e cazul. Te rog. Alex, nu, Alex, o dată și dată. Nu, știi că noi nu. Persoana care ține locul părinților tăi se va prezenta la școală.
și comportamentul tău va fi pus în discuția Consiliului Profesoral. Asta nu e școală, e pușcărie! Vai, doamnă dirigintă, îmi pare foarte rău ce s-a întâmplat, dar Alex tare nu-l luat, tare fără niciun motiv. Știu, Adrian. Te-ai lovit rău? Să te duci la cabinetul medical? Da, nu este nevoie, doamna dirigintă. Mi-aș dori să merg acasă. S-ar putea să mă îmbăiți mâine de la școală? Sigur că da. Poți pleca. Și transmite mamei tale multe salutări și mulțumim pentru sponsorizarea foarte generoasă și a fost de mare, mare ajutor. Mulțumesc, să rămână. Bine, fie pop dance, dragă de la mine. Eu sunt panchistă și accept pop dance-ul vostru, dar trebuie să câștigăm concursul. Trebuie să vă repetim. Hai să iau ce am lucrat. Dar știți foarte bine că nu pot să lansez în public. De ce faceți chestii de genul ăsta? Dar cine ți interzice fata mea? Zâna măseluță? Nu. Și în primul rând noi ești în public, suntem noi între noi. Plus că mi-e și rușine, dar să stai așa de față cu toată lumea. Hai odată, nu mai neva, în sensul. Hai, mine nu mai supăra. Învață să ai încredere, învață să ai curaj. Hai, fii atent la mine. Să discutăm. Ce muzică va fi prezentată de clasa noastră la concursul de sâmbătă?
Hai, te rog, cântă-mi ceva. Îmi place atât de mult să te ascult.
Alex, la mine în țară, femeile nu au voie să iasă pe stradă nesoțite. Nu au voie să vorbească cu bărbați care nu fac parte din familia lor. Și tu ce să cânt? Yamina, ascultă. Aici ești în altă țară. Ești în altă lume. Aici ești liberă. E așa ea. Deja v-ați exam cheie de toate. În urma ta. Aici femeile sunt egale cu bărbații. Au aceleași drepturi. Alex, nouă ne-e foarte greu să ne adaptăm. Știu că voi credeți, dar nu e chiar așa. Ia-o dreptate. Începe printr-o cânt. Alex, chiar nu cred că e o dată. Alex. O dată. Da. Alex, am pentru mine. Alex. O dată. Și noi credem într-un Dumnezeu
credeam. Nu e adevărat, ea crede, nu știu ce crede. Dar pentru că nu înseamnă că... Nu e adevărat. Ești diferit. Ea poate fi o persoană mai bună. Nu e adevărat, nu mai dar. Nu vezi cât de neagră e, cum să fie mai bun? Dar și eu sunt mai negru. Eu acum am gândit ce e cu apărarea, că te-am învăi... Da, da, probabil, nu știu. Da, ia. Nu. Și eu trebuie să ce? Sau ce-ți așa? Nu se poate. Ba, da. Dar nu se poate! Dar prin tine te accept. Dar pleacă de aici, că nu o să te văd. Ce-ar fi să te mulți la noi de școală? Dar nu vreau. Doamne, trebuie să vorbim doar de cinta. Ce copii? Uitați ce s-a întâmplat. Nu ați văzut de ce ați lăsat după această... Nu știu cum să-i spun, să vină la noi la școală. Păi nu vezi, nu vedeți cum arată, zici că... Păi ce problemă ai? Păi acum nu aveai nicio problemă. Cum nu aveam nicio problemă? Cum? Că abia s-a transferat de două zile. Nu vedeți cum arată, cum se îmbracă? Ce contează asta? Doamna dirigintă, eu chiar nu înțeleg. Niciodată mi-a spus nimic. Nu vedeți cum face cu mine, serios. Ai grijă. Dar stop, nu ai voie să vorbim. Uite-te pe ce vorbești așa cu doamna dirigintă, mă! De simțit! Mă, nu trebuie să-mi strigi fața mea! Aole, scuzați-mă, doamna dirigintă, am greșit. Aha! Alex, a fi mult pe caz, nu vrei să mă iau ceva. De la asta-i faci. Ei nu sunt doamna, ei sunt altceva. Băi, băi, te-i matriculez, măi, cum poți să zici așa ceva? Cum ai putut? De ce trebuie să țin? Ce trebuie să ții față aia? Păi cum poți să vorbești așa cu mine? Este felicita voastră! Cum adică? Nu trebuie să ții față. Păi dar voi ce făteați aici când am intrat eu? Nu era țipa? Nu, noi vorbeam, el țipa. Adrian, de ce țipai aici? Pentru că... Islamisma asta, cum îmi zărește, gândați ceva aici și mi s-a părut foarte ciudat să-l întâlnesc așa, nu știu. Și care era problema ta? Păi cum care e problema? Nu vedeți? Adică n-ați văzut-o cum arată? Vrei să vorbesc cu mama ta? Da, nu trebuie să... Păi și cu înfinanțarea... Da, el aici ce face? Dacă dă bani la școală, gata, e privilegiat? Da. Și anul ca să te iau o deci cum? Cum spuneam, deci n-aveți altă soluție decât să-i matriculăm pe Amina. Pentru că altfel nu se poate. Și dacă îți matriculați pe Amina, poate le-ți matriculați și pe Alex. Dar nu sunt de acord, fii tu decizia, e decizia mea. Asta rămâne de văzut. Rămâne de văzut? Da. Vă rog frumos, ieșiți amândoi. În momentul ăsta. Ok. Fii atent de la pasul în față, te rog eu, că nu vreau să-mi faci nimic, totuși.
Reprezentăm clasa, nu puteți să prezentăm chiar așa. Păi asta care ați atâmpit în sola? Stop! Ce puneți bani? Trebuie să faci mai de ceva. Pe desubire de tine care culești tot timpul de la activități. Nu se numește Chiu, cum să se numească Chiu. Se numește Pleca de bunăvoie. Da? Da? Chiar așa. Da, spune-mi eu, Bio. Tu ce faci? Păi eu încerc să fac aici ceva. Ce? Păi casa noastră are ceva de prezentat. În ce? Păi avem un dans. A, și dansezi cu Neagra? Da, păi dansează de 10 ori mai bine decât tine. Și te-ai aliat cu Neagra? Da. Și ce cum e? Pe Neagra, nu vrei? Și doar să vrem să nu știu înapoi în Egipt? Da? Da. Păi sunt multă lume neagră și nu sunt din Egipt. Păi, ba da, aia e că se îmbracă așa cu... Nu e știu cum îi spune. Fusta aia. Chiar îmi place foarte cum ești îmbrăcat tu. Secondent. Să te îmbraci cu secondent cum îmbraci. Mă rog. Deci spuneați că faceți pop dance. Și diriga știe? Da. Și e de acord cu... Face din manele tale, da. Păi manele-s mai frumoase. Ba nu. Ba da. Zici ceva frumos din manele. Florin Salas. Foarte bine, da? Ce premiu? Păi nu știu dacă a luat premiu. Cum n-a luat premiu? Păi dar cum care ar să-ți ia bani? Uite, unul, ca mine, mai mult. Decât unul ca tine, mai degrabă de ce care ia. Voi nu ne uitați, ce faceți? Păi, da, un pic de Aleș. Certăm cu Aleș. Cine? Aleș Post. Hai să thank you.
Hei, tu! Bine! Obiecte! Bine, doamne, obiecte! Vă rog frumos de privitură! Trebuie să-i discuta de privitură! Că vreau să vă fac încă o dată respectând! Vreau și pe Adi să vedem cum da seara. Da, 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 am auzit că e secretul de capul. Dar n-ar fi mai bine dat țigăriți, Violeta? Vreau să mă ia, haide, 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 vreau să vă anunț că... Nu ați spune, nici că momentul poptenții nu va mai avea loc. Cum ai trebuie va avea loc? Cum se mai ține? De ce? Pentru că nu ne iese, ați văzut cum iese să Violeta. Nu, nu le iese, n-ai. Cum să nu le iasă? Păi n-am văzut, vreau să-i văd. Doamna, dar pe Adi nu l-am văzut niciodată, vreau și noi să vedem. Ce-am să dansezi dumanele? Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, nu vă rog, 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 vă. Da? Mai da. Da. Să mă arăt eu cum se face, nu cum face Violeta. Și că respectă diversitatea. Vă mulțumim frumos!
Poate că vreau. Deci aveți un articol cu declarația pentru drepturile omului și lucrurile se întâmplă pe scenă așa cum nu ar trebui să fie. De fapt, ce se întâmplă pe scenă? E bătaie. Nu e bătaie. Ia uitați-vă, sunt niște bani pe jos. Ce înseamnă? Sunt puși unii oameni de către alții să cerșească și de ia banii. O formă de sclavie. Se întâmplă în zilele noastre? Da. Se întâmplă. Voi trebuie să interveniți, să schimbați statuia. Să schimbați în conformitate cu articolul și articolul. Articolul 4 din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Nimeni nu va fi ținut în sclavie, nici servitude, sclavajul și comerțul cu sclav sunt interzise sub toate formele lor. Hai să schimbăm tabloul. Poftim? Poftim. Haideți! Și noi am venit, da? Da?